Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se obține de la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Acesta se eliberează de regulă pe loc sau în cel mult 3 zile lucrătoare. De asemenea, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut și online de către persoanele fizice de cetățenie română prin 2 mecanisme de acces. Pe lângă modalitatea propriu-zisă de a se prezenta la ghișeul din cadrul Inspectoratul Județean de Poliție sau din cadrul subunităților din teritoriu, cetățenii au mai nou această posibilitate de a obține cazierul judiciar și online prin accesarea fie a platformei hub-ului Ministerului Afacerilor Interne sau prin intermediul platformei www.ghiseul.ro. De la începutul acestui an, în primele 5 luni, la nivelul județului Hunedoara, au fost eliberate peste 17.000 de certificate de cazier judiciar prin cele 8 ghișee pe care le avem în momentul de față în județ, dar și 2.598 de certificate de integritate comportamentală. Astfel, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar electronic, cetățenii au la dispoziție următoarele servicii online. Prin platforma hub.mai.gov.ro, solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic o singură dată la unitățile de poliție care eliberează certificate de cazier judiciar sau prin intermediul platformei www.ghiseul.ro pentru utilizatorii care sunt înregistrați sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționați către platforma hub.mai.gov.ro pentru completarea online a cererii tip.